Salutare, prieteni! Astăzi suntem în livadie, în spatele casei. Aici unde avem și salcâmii, unde avem și puieți de cireși altoiți. Și astăzi vom altoi un măceș sălbatic și vom pune un trandafir altoit, un trandafir bun. Și vă vom arăta cum îi altoim noi. Să vă arătăm cum facem noi, cum ne alegem altoiul. Îl vom lăsa de două noduri. Aici vedeți că are deja un lăstar. Și îl vom tăia de aici. Două noduri ca să nu tragă sevă prea multă din el. Dacă aveți prin grădină un măceș, puteți să îl altoiți și să puneți ce fel de trandafiri vreți dumneavoastră, pentru că în măceșii sălbatici se pot pune orice fel de trandafir, se prinde foarte bine în el. Noi îl vom face în spărtură altoiul acesta și îl vom altoi undeva la vreo 15 cm din pământ în sus, ca să putem să rămâie undeva la vreo 5-6 cm după ce îl vom muta acasă. Aceste altoiuri la trandafiri se fac la între jumatea lunii lui iulie și jumatea lunii lui septembrie. Noi ăsta l-vom face în spărtură, cum vă spusei. Cam așa trebuie să iese. Vom sparge cam 3 cm cât avem ascuțit altoiul, care îl vom băga în portaltoi. Ia uite așa ce bine vine băgat. Se pune coajă la coajă deasupra, la fel, și îl vom da cu bandă. Măceșul, după când se prinde foarte bine pentru că are butura mare și are sevă multă în el. Îi dăm bine cu bandă să nu intre aer. Îi punem și oțele la vârful altoiului, să nu intre uscătura în el. Și mergem la următorul, care îl vom face în pană. Vom face și acesta, care îl vom altoi în pană, tot la două noduri. De aici o să plece lăstar din dosul, de la lăstarii care îi tăiarăm. Tot la o înălțime de vreo 15 cm. Îl vom face bine tot pe două părți. Când vă alegeți altoiul, să fie la aceeași grosime cu portaltoiul, să se așeze coaja bine una peste alta.
Cam așa arată altăiul nostru. Îl vom pune în portaltoi. Uitați-vă și dumneavoastră cât de bine vine. Dacă este aceeași grosime, vine foarte bine și are șansă să se prinde foarte repede. Când se dă cu bandă, se strânge foarte bine ca să nu intre aerul la el. Așa și îi vom pune și la capăt. Acești trandafiri îi vom muta ori în toamnă, ori în primăvară îi vom duce acasă, depinde cum se prinde și cât de bine le merge lor. Cam asta este, dragi prieteni, cu altoiul nostru la Măceș. Dacă vă place ceea ce facem, dați-ne și nouă un like, abonați-vă, apăsați clopoțelul. Vă mulțumim că ne vizualizați. Sănătate!